Bun găsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Discutăm în această seară despre rănile emoționale, dar și modul în care le gestionăm, împreună cu Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal. Bună seara și bine Bună ați seara. Revenit la noi! Bine v-am regăsit! Ce sunt aceste răni emoționale, de fapt, doamna psiholog? Rănile emoționale sunt niște dureri sufletești, le putem spune, care s-au creat în mica copilărie în relația cu părinții noștri și pe care n-am știut cum să-l gestionăm, pentru că eram evident foarte mici, și atunci ne-am creat tot felul de carcase, tot felul de măști, tot felul de ca să ne protejăm. Apar așadar în copilărie. În copilărie apar rănile. Rănile emoționale... De ce? De ce? Așa, e bună întrebare și eu m-am întrebat de ce un copil într-o anumită familie trăiește anumite emoții astfel încât să-i aducă anumite răni. Și am găsit la Liz Bourbeau, o cercetătoare canadiană care studiază lucrurile astea de vreo 30 de ani. Și ea spune că noi venim din cer și ne alegem o familie cu niște părinți care să ne poată activa niște răni. Cum adică ne alegem o familie? Uite așa, ne alegem o familie, vedem așa că noi suntem mai mult decât corpul ăsta fizic și intelectul, suntem acea parte invizibilă și acea parte invizibilă stă cam 6 luni, un an de zile pe lângă cuplu unde va veni la trup. Și atunci vedem dacă se potrivește ca ei să ne ajute să evoluăm. Și una dintre modalitățile astea este să activăm niște răni pe care și noi la rândul nostru le-am făcut cândva altora, ca să vedem cum e, să putem să le vindecăm ca să evoluăm. Și de aceea sunt câteva răni, dacă pot să le enumăr. Dar vreau să vă întreb mai înainte de toate, ce se întâmplă în momentul în care copilul nu este dorit de familia respectivă, eu știu? Da, când copilul nu este dorit, el va simți acel lucru pe timpul cât mama este însărcinată, va simți acea respingere. Și de aceea, de obicei, acei copii se nasc greu sau sunt copii care se nasc cu cordonul umbilical în jurul gâtului. Deci ei, din start, vin cu această respingere și se nasc greu sau cu cordonul umbilical în jurul gâtului. Asta îi semn foarte clar că acel copil n-a fost dorit. Pentru că dacă era dorit, el venea cu tot dragul, n-avea, nu își punea singur pedici să vină la trup în regulă. Și de obicei acei copii își activează rana de respingere. Și care sunt aceste tipuri de răni? Haideți da, sunt 5 tipuri de răni. Da. O să vi le redau așa cum le-a dat Liz Bourbeau, care este autoarea acestor cărți care țin de rănile emoționale. Prima rană este rana de respingere, care se activează între 0 și 1 an cu părintele de același sex. De ce cu părintele de același sex? Pentru că așa au descoperit Liz Bourbeau, că părintele de același sex este părintele care ne învață cum să ne iubim, cum să iubim și cum să dăruim iubirea. Părintele de sex opus, rolul lor este să ne învețe cum să primim iubirea și cum să ne lăsăm iubiți. Deci din start avem un lucru foarte complex, că apoi o să ne mirăm, dom'le, dar de ce nu pot să dăruiesc eu iubire? Pentru că ai rana de respingere, de-aia nu poți să dăruiești iubire. Și mereu stai încorsetat și mereu parcă ești pe fugă. În general, persoanele care fac 100 de treburi odată, îți repede înainte vorba cuiva, ei au rana de respingere. Și tot timpul sunt pe fugă. Mănâncă în picioare, fug de colu-colu. Toate astea sunt de la rana de respingere. Și se creează între 0 și 1 an. De ce cu părintele de același sex? Pentru că între 0 și 1 an, părintele, așa spune Liz Bourbeau, părintele de același sex e important să stea foarte mult lângă tine ca tu să-l percepi. Care aceeași formă ca tine, aceeași nevoie, pentru că noi comunicăm nu numai la nivel fizic, ci și la nivel emoțional, la nivel energetic și atunci copilul simte și prea absolut de la părintele de același sex. Acest copil la care i s-a activat rana de respingere, care n-a fost dorit, care a fost lăsat la creșă, care a fost lăsat cu bunicii și n-au fost părinții cu ei între 0 și 1 an, el își va activa această rană și va avea masca fugarului, așa îi se spune. Exact cum a spus, tot timpul este pe fugă, el niciodată nu se va simți important,
oricât ar face, o să creadă că e un nimeni și că nu rezolva nimica, alții sunt suficient de buni, iar el nu. În general, în aceste răni avem această problemă că n-am făcut suficient față de cine. Nu suntem mulțumiți, nu suntem mulțumiți, dar niciodată n-am făcut suficient. De la 1 la 3 ani se activează rana de abandon. Ea coincide de cele mai multe ori cu perioada când copilul merge la grădiniță. Și de cele mai multe ori părinții, știu că am și eu 3 copii, și când îi duceam la grădiniță, la băieți plângeau, nu înțelegeam de ce, pentru că i-am dus de la 2 ani jumătate, 3 ani, era într-un mediu sigur, dar el se simțea abandonat. Nu când părintele vroia, că bineînțeles mergeam la servici, aveam altceva. Și eu cu toate că am discutat cu ei, cu băieții cel puțin, destul de mult, uite, eu merg la servici, voi mergeți la grădiniță, fiecare face ceva. Ei, la fetiță, pentru că de atunci tot studiez lucrurile astea, n-am mai lăsat-o să plângă. Am stat cu ea și 10 minute și un sfert de oră până s-a liniștit și apoi a putut rămâne la grădiniță. Dar ce a fost mai important și vă recomand părinților care veți duce copiii la grădiniță, în fiecare zi îi spuneam, de mâine mergi la grădiniță. Chiar dacă mâine s-a întâmplat peste o lună. Asta timp de 21 de zile, exact cum spune neuroștiința, că trebuie să creezi o conexiune în creier. Și spuneam, de mâine mergi la grădiniță, te joci cu Teo, Teo era educatoarea ei, cu copii, și ea nu zicea nimica. Mâine îi spuneam la fel, de mâine mergi la grădiniță, pentru că ei n-au subiectul timp, nu-l pot contoriza. Așa că acel mâine când a fost, adică am ținut 21 de zile când am dus-o, parcă era acolo dintotdeauna. S-a obișnuit cu ideea, până la urmă. Da, păi asta-i. Și asta le recomand părinților înainte de a-i duce, măcar o lună le spuneți în fiecare zi, că vor merge acolo. Pentru că noi, adulții, nu comunicăm copiilor. Noi îi tratăm ca pe niște obiecte. Dar el e tot o ființă, ca și noi. Chiar dacă nu înțeleg. Credem că nu înțeleg, dar îi înțeleg foarte bine. Chiar dacă n-au intelectul nostru dezvoltat, ei, tu, în momentul în care le spui și ei simt că sunt în siguranță, vor merge fără problemă. Cel care are rana de abandon activată între 1 și 3 ani va fi dependentul. În permanență el va fi dependent de relații, de droguri, de shopping, de orice, de alcool. Pentru că el, abandonat fiind mic, el nu și-a găsit o resursă ca să se simtă în siguranță. Și atunci se simte în siguranță cu un pahar, sau se simte în siguranță cu o țigară, sau se simte în siguranță cu o cumpărătură. Deci e foarte logic și foarte interesant, iar eu de când observ lucrurile astea, am vreo 6 ani de când observ rănile, e foarte ușor să-ți dai seama ce se află în spate. În general, acest rana de abandon, când îl întrebi care e cea mai mare frica ta, imediat spune să fiu singur. Deci abandonatul, cel cu rana de abandon, va simți tot timpul că este singur. Să nu fie niciodată singur. E frică cu lumina închisă. Multe lucruri de asta, tocmai din cauza acelei răni. Am uitat să spun la respingere, frica lui cea mai mare este că nu se poate descurca singur. Și intră în panică. De obicei, cei care fac atacuri de panică au o rană de respingere. Următoare? Aici intră și generația copiilor cu cheia, cu cheia la gât, apropo. Da, exact. Generația copiilor cu cheia la gât, ei tot timpul intră în dependenții foarte ușor și sunt mereu singuri. Cu toate că noi suntem singuri tot timpul în experiențele noastre. Doar că mai avem relații. Și aici părinții ar fi putut să vorbească, eu știu, cu ei. Exact, să le spună dinainte. Deci asta recomand și părinților care au copii mici, explicați-le ei, chiar dacă tu ai impresia că nu înțeleg, ei nu înțeleg cognitiv, ei înțeleg energetic și emoțional. Dacă tu ești bine și îi spui asta, de mâine mergi la grădiniță, îi te joci acolo și îi faci un filmuleț cam cum va fi, el, asta va fi așteptarea lui și așa se va duce. Rana de abandon se creează în general cu părintele de sex opus. De ce? Pentru că tu ca copil ai pretenția sau te gândești că ăla de sex opus trebuie tot timpul să fie lângă tine, să te ajute. De exemplu, dacă ești fată, tata să fie tot timpul lângă tine, să nu te lase mama la grădiniță. De aceea, fetele, mai ales între 1 și 3 ani, e foarte important să stea cu tații lor ca să nu își activeze această rană. O altă rană este rana de umilință. E rana care se creează tot între 1 și 3 ani, dar de obicei cu părintele care te îngrijește cel mai mult. Deci în perioada asta 1 și 3 ani pot fi activate rana de umilință și rana de abandon. Rana de abandon cu părintele de sex opus și rana de umilință poate fi cu mama dacă mama te crește. Deci chiar perioada 1-3 ani e foarte importantă pentru copil.
să aibă ambii părinți lângă. Rana de umilință este rana masochistului. E persoana care mereu se chinuie. Orice ar face, ea tot se chinuie. Ce se chinuie? Ce din cauza chinuie? Asta. Adică, de exemplu, stă la un rând sau merge într-o instituție și acolo sunt scaune unde să stea omul să aștept. Nu, el stă în picioare la rând ca să chinuie. Ai un mod de a te chinui. Sau știi că poate să-și ducă mașina până în fața blocului ca să dea bagajele sau să cheme pe cineva să ajute? Nu, duce mașina cât mai departe, care sunt arsenale. Exact, exact, se chinuie în permanență. Sunt oamenii care îi pot singuri, adevărat, toți putem singuri, dar cu foarte multe consumuri fizice, energetice, emoționale, bineînțeles că sunt o groază de frustrări, că nimeni nu mă ajută, că nu sunt important. Dar nici nu cere ajutorul. Nici nu cere, da. Cel care are rana de umilință mereu va face mult mai mult decât îi se cere ca să fie și el important, să demonstreze că este bun. Are la bază rușinea totuși această rană. Are la bază rușinea, da. Rana de umilință se activează cu părintele cu care stai mai mult și, de exemplu, care te face să te simți rușinat. Și, în general, se întâmplă cu copiii mici, dacă ei mai fac în pat sau mai ceva, părinții imediat să-ți fie rușini, ești fetiță mare, ești băia mare. Ei, cu asta și se simte umilit. Exact, se simte rușinat, copilul plânge sau se închide sau mai știu ce. Sau dacă mergem la un control cu el la doctor sau undeva, noi imediat, pac, tragi hainele de pe el și gata. El imediat intră în starea de rușine, cel puțin la 2 ani jumate, 3, toți copiii au rușinea asta, știi, să nu se vadă, să nu... Și așa tu când îi smulgi hainele de pe el, vă dați seama cam cum se simte. El mereu crede despre el că nu-i demn, nu merită. Nu are demnitate. Da, nu merită. Nu-s demn să primesc. Nu merit să mă ajute cineva. De-aia se chinui singur. Deci, astea sunt lucruri care au intrat când erau mic, între 1 și 3 ani, când părintele i-a zis, e rușine, ești fetiță mașă, apoi eu nu merit să fiu curat, nu merit să fiu bogat, nu merit. Încetul cu încetul li s-a activat toate astea. Cea mai mare frică a lui este frica de libertate. Paradoxal. Pentru că dacă el este liber, înseamnă că poate să intre în contact cu el. Masochistul e cel care tot timpul îi face treburile tuturor, mai puțin pe lui. Și de aia face foarte multe ca să nu fie liber. Dacă e liber, va trebui să intre în contact cu el și va trebui să-și găsească acea rușine sau acea parte din el pe care nu a acceptat-o. De fapt, masochistul asta face, nu-și acceptă că o făcut în pas sau că nu știu ce-o făcut sau că o căzut sau că o lovit pe cineva și atunci tot fugi de el. Următoarea rană este rana de trădare, care se activează între 2 și 4 ani cu părintele de sex opus. Aici se intercalează vârsta de la 2 la 3, găsim și umilință și abandon, și de la 2 la 4 găsim trădarea. De unde această trădare? De exemplu, fetițele în relația cu tatăl, dacă tata i-a zis vin să te iau de la grădiniță și el a plecat delegație și s-a dus mama, gata, l-a trădat tata. L-a trădat-o. La fel băieți. Dacă mama îi spune, vine mama să te ia și să duce tata, gata. O simplu chestie din asta. Și câteva repetate, îi creezi lui rana de trădare. Nu mai poate avea încredere în tine. Adică mi-ai zis că vii să mă iei. De ce n-ai venit tu? De ce e foarte important. Eu îi spun la fetița mea, vine doamna bună să te ia, sau vine tata, sau vine mama. Și ea spune, vii mama? Da, eu vin. Deci e foarte important să le spuneți, da, oricum o să vă recomand să citiți cartea asta ca să înțelegeți cu un cuvânt spus că nu trebuie unui copil sau o atitudine de-a ta care, ei, las că e copil, îl afectează toată viața și numai pe el, pe el și în relațiile cu ceilalți. Asta e cel mai crunt, că aici e problema noastră cea mai mare, în relații, conexiunea cu oamenii. Te simți rușinat când ăla nu știu ce spune? Asta înseamnă că tu ai rana de umilință. Și ai să te simți rușinat până ai să o descoperi. Dar o să vă explic mai încolo cum ne descoperim. Rana de trădare, cel care a avut, care a fost trădat, va deveni dominator. El se va impune. Va vrea să convingă pe toată lumea. Deci tot se va chinui cât nu se va putea să convingă pe alții că el are dreptate. Nu că are dreptate, că cum spune el, așa este. Asta e rana de dominare. Dominatorul mereu va, masca lui este asta de dominator și el își va, mereu va folosi forța, impunerea,
că e cu copilul acasă, că e cu cineva la serviciu, că e cu un coleg, că e cu cineva pe stradă, el să se impună. Și o să vedeți foarte frumos, pentru că-s preocupată, cum își manifestă oamenii rănile acestea, vezi inclusiv în trafic. Dacă tu vrei să semnalizezi, te duci undeva, singurul care nu te lasă e dominatorul, îți dai imediat seama. El trebuie să fie primul. Imediat îți dai seama că în ce manifest oamenii. Ce personalitate, da, ce până la urmă. Personalitate, da. Persoana respectivă. Cea mai mare teamă a lui este teama de separare. Să nu fii separat de cineva. Sau să, de exemplu, cel care are o rană de trădare, într-un cuplu, de exemplu, mereu va apărea o infidelitate din partea celuilalt. Ca tu să te simți trădat. Și te simți trădat. Că scrii un mesaj pe telefon, că dă cuiva atenție mai mult decât tine, te simți trădat. Adică mai te-ai separat de mine. Chiar dacă poate omul nu a avut nicio altă intenție. Dar rănile astea e modul cum te simți tu în relații cu cineva. În relații cu comportamentul cuiva. Nu cu intenția lui, cu comportamentul lui. Apropo de asta, relația este ca un dans în care fiecare partener, prin pașii în care se implică, îl poate influența pe celălalt. Exact. Deci asta se întâmplă, pentru că eu am rana de trădare, de exemplu. Eu n-am rana asta. Următoarea rană este rana de nedreptate. Rana de nedreptate apare între 4 și 6 ani, când copilul deja iese din grădiniță și intră la școală, tot cu părintele de același sex. Și ea apare când creează un blocaj în dezvoltarea individualității. De exemplu, copilul vrea să meargă la grădiniță îmbrăcat într-un anumit fel. Ei, mama îi spune, nu, dragă, trebuie să te îmbraci așa. Și atunci el se simte atacat în individualitatea lui. Nu mai e copil de un an, e un copil de 4 ani. Sau, cum fac eu cu figma, mea, îți prinde mai părul sau nu? Nu vreau părul. Ok, părul e așa. E foarte interesant cum îi creșteți, pentru că dacă ea vrea părul desfăcut, chiar dacă tu știi că îți duce la not, că îți duce la gimnastică, nu știu ce, când va fi cineva din exterior, mai ușor va accepta să-i prindă părul, decât dacă ea mie mi-a spus că eu vreau părul despletit. Interesant. Pentru că activez rana de nedreptate. Nu-i drept ca mama să nu mă lase să decid eu. Și copiii din ziua de astăzi, eu de seara de obicei pregătesc vreo 2 toalete, le are pe scaunele din cameră și dimineața, mami, cu ce vrei să te îmbraci? O întreb tot timpul. Apropo de, și încă n-are 4 ani, are 3 ani, dar știu cât e de important să-și aleagă. Și ea zice, a, nu-mi place asta. Și se duce în dulap și altceva. Și de vreo lună nu mai aleg nimica. Alegi singur, nu mai are sens să mai caut, să mă tocesc noaptea prin dulapuri când tu vrei cu totul altceva dimineața. Sau să leagă de ceva, vreau pink, vreau... Deci îți spune ceva și dacă îi asculți dorința, ea nu se va simți nedreptățită. Cea mai mare frică a nedreptățită... Așa, și ce se întâmplă dacă tu îi împedici sau nu îi drept cum faci, va deveni foarte rigid. Va deveni foarte rigid, doar cum așa, altfel nu se poate face. Cea mai mare frică a lui este frica de răceală sau frica că celălalt nu e afectiv cu el, frica de distanță, așa emoționale, la asta se referă rigidul și cel cu rana de nedreptate o să-l auzi mereu că spune, nu-i corect. Nu-i drept așa. Uite ce fac ăștia. Deci sunt oamenii care intră în polemici dintre astea, că nu-i corect, că nu-i drept, că cine face statul, că cine face banca. Tot timpul vor discuta despre asta. Pentru că ei nu văd decât opțiunea lor. Așa. Nu se mai uită un pic mai... Și din cauza asta, cei cu rana de nedreptate tot timpul au separări bruște în relațiile lor. Brus răcești, vum, ți-e frică de răceală sau de lipsă de afectivitate, tocmai aia vei atrage în viața ta. Dar asta e foarte interesant, că rănile respective vor atrage persoane care se vor comporta într-un anumit fel, ca tu să te simți conform sunt rănile, respins, abandonat, umilit, nedreptățit și trădat. Și când apar reproșurile? Reproșurile apar cam la toate rănile, nu sunt important pentru tine, nu mă accept așa cum sunt. Deci asta cu rana de respingere este că nu mă accept așa cum sunt, clar. Copilul, dacă nu este ținut, de exemplu, are nevoie când între 0 și 1 an, când apare rana de respingere,
mama e plecată la serviciu, el are nevoie de ceva, de lapte, de ceva, n-are cine să-i dea. Singura cu care comunică copilul foarte bine când sunt mici e mama, evident că au un alt canal deschis de comunicare. Și nu este. Și atunci el zice, nu mă iubește, nu merit să fiu iubit, nu mă acceptă, da? Asta este la rana de respingere. La rana de abandon, mereu persoana respectivă se va simți singură și mereu reproșurile vor fi. Niciodată nu te gândești la mine, să ne-i importantă pentru tine și așa mai departe. La rana de umilință e situația în care mereu te simți rușinat cu o persoană, cu un anumit comportament al ei și o iei personal. Poate omul ăla nici nu a avut de gând să te simți tu aiurea, dar tu te simți. Și spui, mă faci de rușine tot timpul, lucruri de genul ăsta. La rana de trădare mereu te simți separat de ceilalți, că nu m-ai ținut de mână când am mers pe stradă, că n-ai vrut să te afișezi cu mine, că lucruri de genul ăsta. Și la rana de nedreptate ține de nu-i corect, trebuia să facem așa. Tu ai zis că facem așa și dacă omul s-a mai răzgândit, nu-ți mai intră la inimă cu prea multe, pentru că tu ai rămas pe setat pe problema ta. Și toți oamenii au astfel de rană. Toți oamenii au cel puțin două răni activate. Așa spune Lise Bourbeau și aceasta este cartea lui Lise Bourbeau pe care vă recomand cu toată căldura, pentru că este o carte fenomenală și înțelegeți fiecare ce și cum. Și Lise Bourbeau spune că toți avem cel puțin două răni activate și elemente și din celelalte, dar astea sunt cele mai importante. Și acum să vă povestesc că și eu am avut răni și alea două mari le-am rezolvat acum de foarte curând. De aceea am acceptat să... O rană, rana de nedreptate, mă străduiesc cu ea de 20 de ani. Pentru că eu aveam mereu cu dreptatea și corectitudinea, asta este o caracteristică a săgetătorului, eu fiind săgetător, nu-i drept, nu-i corect, puteam să mor cu dreptatea în mână. Nu te ajută la nimic, evident, să mor cu dreptatea în mână. Și lucrez la acest subiect și să înțeleg că fiecare om este diferit, fiecare om se poate manifesta cum vrea el. Nu înseamnă că trebuie să țină cont de valorile și credințele mele. Dar nu, undeva acolo tot mai erau. Și în ultimii 5 ani de când mă străduiesc cu rănile astea, zic, băi, asta e a mea, pentru că eu tot timpul spun, nu-i corect așa, nu-i cinstit, nu-i drept, nu-i toate. Și aduceam oameni în realitatea mea care, cumva, eu mă lăseam folosită de ei ca ei să crească, să dezvolte. Și la un moment dat zic, mă, cu ce aduc eu? Și după ce își încărcau plinul, dispăreau, adică nu-i corect, evident. Da, ca să-mi întăresc, nu-i corect și nu-i drept. Și ultima experiență acum a fost tot cu o persoană de acest gen, care, într-adevăr, mi-am dat seama, ia uite, iarăși intru în rana de nedreptate. Cum gestionez? Am stat în observator că de-aia lucrez atâta cu mintea mea. Nu mi s-a mai părut nimic nedrept. Am zis, fiecare om este liber. A stat cât a avut nevoie și a luat ce a avut nevoie și poate să plece liniștit. Și așa a fost. Și m-am uitat ca la un film, adică n-am mai avut nicio frustrare, nicio emoție. Asta înseamnă că mi-am vindecat-o. Deci oameni buni de 20 de ani lucru cu ea. Dar cum descoperim noi rana? Ne uităm la corpul fizic. Aici, în cartea aceasta, Lise Bourbeau face și un desen a corpului fizic. Cum arată rana de nedreptate. Uitați cum aveam eu rana de nedreptate. Doar asta o să vă arăt. Restul vă recomand să luați cartea Rana de nedreptate. Și ai un anumit forme a corpului. Așa. Uitați, rana de nedreptate. În general, cam așa este, ca un rigid, da? Un pic mai lat aici, jos la coapsii, da? Și umerii, de obicei, sunt mai lați decât șoldurile. Chiar dacă ești fată. Că la mine asta e cea mai mare problemă, tot timpul umerii erau mai lați. Și asta nu înseamnă că ori să strâmtezi umerii, dar se schimbă conformația aici la șolduri și atunci e clar că intri într-o armonie, ieși din rana respectivă. De cel mai important, corpul o să-ți arate care e rana. Asta a fost rana pe care am vindecat-o. Acum am o lună, cred, când am vindecat-o și încă mai stau un observator. Nu mai mi-iese pe gură tot timpul, nu-i drept, nu-i corect. În sfârșit îmi iese și mie pe gură că fiecare e liber să facă cum vrea, nu pot să forțez pe nimeni. Bine, eu nu vreau să forțez, dar să fie drept, da? Și tot o dădeam pe vina zodiei, că așa e săgetătorul, el trebuie să fie cu corectitudinea și cu dreptate. Ei,
o fi și din zodie, dar n-aș fi avut zodie asta dacă nu mi-activam rana aceasta de nedreptate. Și mi-am adus aminte, într-adevăr, că se creează, de ce am adus exemplu cu părintele de același sex, cu părul, pentru că am avut părul foarte lung, mama mea nu mi-a tuns părul, mi l-am tuns eu în clasa 8-a, și când mergeam la școală, am mers la școală de 5 ani și vreau și eu să am părul lăsat. Ei, nu, mama mi-l împletea în condiții ca să nu mă tragă nu copiii de școală, nu m-a lăsat. Cu părul nici într-o formă. Tot timpul ea era stăpâna părului meu și a fost o nedreptate, da? Și atunci și m-am acolo, activat. De acolo, o chestie foarte simplă. Această rană, da? S-a format. S-a format, da, s-a format atunci, între 4 și 6 ani și mi-aduc aminte foarte clar că plecam la școală plângând, chiar mi-a prins părul în condiții și așa o să am părul lăsat. Pentru ea era mai ușor că nu îl murdăream așa repede, nu, în fine. Le avea explicațiile ei decât ale mele. Și de curând am descoperit rana de umilință care s-a activat. N-a fost dintotdeauna, am fost mai slabă, foarte slabă, și s-a activat când am născut fetița, rana de umilință, când mi-a făcut cezariană. Pentru că eu am vrut să nasc normal, am mers să nasc normal, copilul era foarte mare și nu se putea angaja și atunci am acceptat să facem cezariană ca să nu ajungem la forceps și la alte minuni. Și atunci pentru mine aia a fost o umilință, pentru că eu n-am vrut să fiu operată niciodată în viața asta și nu aveam nicio operație până la 42 de ani când am născut-o de ea. Bun, și ce afirmații ar trebui să așa, facem noi ca să scăpăm de aceste... Studiind astea și vorbind și povestind la cursurile mele, recomand cursanților, lucrăm împreună pe aceste răni, am găsit la rana de respingere ce avem nevoie de făcut este să ne acceptăm. Și atunci spunem afirmația, eu sunt dintotdeauna acceptare de sine. La rana de abandon este o afirmație în care sunt simt singur. Eu sunt dintotdeauna conectat la sinele meu divin. La rana de umilință este o afirmație în care eu sunt dintotdeauna valoare de sine, adică nu mai te simți rușinat în relația cu tine. La rana de trădare, eu sunt dintotdeauna aici și acum, adică nu te mai duci în trecut la ce am pățit. La rana de nedreptate, eu sunt dintotdeauna dreptate divină, adică nu te mai pui doar pe a ta. Și cu aceste afirmații și cu ce vă dă Liz Bourbeau, eu sunt convinsă că toți oamenii vor putea schimba rănile ca să poată intra în conexiune cu ceilalți și mai bine. Și ca să sintetizăm, toți suntem creația trecutului, viitorul depinde de trecut și prezent, spunea da, un psihoterapeut. Exact. Și viitorul depinde de trecut și prezent, unde eu pot să modific trecutul dacă lucrez pe el. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste sfaturi și pentru prezența în studio. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi, rămâneți cu bine și în actualitate. Să aveți o săptămână minunată. La revedere!